Înainte de începerea acestui videoclip, vreau să fac o promovare unui server de 5M și canalul de YouTube al ownerului. Linkul canalului și IP-ul serverului le găsiți în descriere. Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi continuăm cu seria de YouTube români în WWE. După cum vedeți, suntem la Hell in a Cell, cu vine calendarul evenimentelor WWE. Hai mă, pălește-l. Așa. Și puac! Ai onoare, ai hate, pincule. Așa. Meci pentru titlul la echipe între Rafael și X-Raider contra lui Dani Penet și ai hate, pink. Nu știu dacă am apucat să vă spun sau dacă ați văzut livestream-ul ăla, că am făcut eu un livestream cu interviu cu Dani Penet. Ei bine, Dani Penet e singurul care a văzut că l-am creat în WWE. Singur YouTuber care știe de această serie, în afară de mine. Bine, eu nu prea mă pot considera un YouTuber, sunt mai mult un videoclipper, dar înțelegeți ideea. Era așa fericit când a văzut cu ce piept l-am făcut acolo, cât de solid îi. În fine, continuând aici cu seria noastră, cum spuneam, meci pentru titlurile la echipe, actualii campioni sunt ai Hitpink și Dani Penet și să văd dacă pot să-i fac pe ăștia să rămână campioni în continuare. Mi se pare că am așcat toată așa cu ăștia, cu Dani Penet și ai Hitpink, dar m-au bătut X-Slader-ul cu Rafael-ul, da? Cine știe. Hai că deja l-am pălit ca lumea pe Rafael săracu. Hai să punem, hai să-l băgăm pe ring, treci în ring. Voiam să-l pun în colț să fac un tag move, dar l-am aruncat așa pe urmă. Pac, jos cu el. M-am uitat la cum i-am creat pe unii în jocul trecut, în 2K18 și da, la 2K19 aici arată mult mai mișto. Cel puțin ai headpin cu e genial cum l-am creat. Hai, double team. Hai să vedem ce facem aici. Pac, un pum la ficat să nu se vadă. L-atacăm în spate, dar ne-a făcut vânt. A făcut tag-ul cu X-Slader. Hai X-Slader, vină cu ace. Și m-a prins, m-a prins. Ne calcă un pic așa pe piept, pe pieptul mare al lui Dani. Bă, deci era așa, așa wow când a văzut ce piept i-am făcut. Era așa bucuros când s-a văzut cu pieptul ăla. Nu știu de ce, cine știe. O vrea să se apuce omul de sală, habar n-am. Hai, ridică-te. Aaaa, m-a prins la submission. Săracul Dani îi rupe spinarea. Bine că el nu e cu spatele, era cu picioarele. Hai să vedem. Bine, poate e și puțin cu capul. Marea majoritate dintre oamenii pe care îi cunosc eu sunt cu capul. Bine, cred că ești tu cel care te uiți cu capul uneori. Fiecare are momentele sale de nebuneală. În fine, nu știu ce căcat zic aici. Hai să dacă îl putem bate. Ridică-l, pac, direct cu genunchiul în stomac. O să-și borască probabil sarmale ce le-a mâncat aseară grasul ăsta. Big boot întors. Stai că încerc așa. Hop. Cred că am încercat amândoi să atacăm. Ăsta a căzut în bot. Hai să-l punem la un tag move. Pardon, un double tag. Ia uite bă, ăștia au aceiași dash. X-Slader-ul cu, cum se cheamă, cu I hate pink-ul. N-am observat asta cu aceiași dash. Apa, fac și ăștia un double tag. Ce face? Ia să aruncă ăsta pe coardă și atacă la mână. Ma, dacă îmi făcea mie așa ceva, beleam pula. În caz că nu știi să opera la Uber. Bun, avem buff-ul și trebuie să profităm de el. Și pac! Hai să fac un salt de pe colțul ringului. Și m-a octansărit acolo. Oare s-o arunca Dani așa în realitate? Nici nu știu. Hai mă, vino și împinge mă, nu vii? Face tag-ul. Ok, stai că fac și o tag-ul. Fua, na, nici nu l-am atins. Opa, mă prinde el și mă aruncă în colț. Ia ce vor ăștia doi să facă? Ia, îmi dă și mie la ficat? Dă și mie la ficat, văd. Dita mai șut un burtă. Și cred că asta e semnătura. Da, asta e semnătura lui. Și pac, DDT m-a pus în cap. Pregătește finisher-ul. Mă mir că n-a activat abilitatea aia să-mi fure sulița, spirul. Opa! Îl am întors. Acum un pic și fac semnătură. O a doua semnătură. Hai, sus pe coarda a doua. Aruncă-te. Al dracu s-a ferit acum. Auci. Începe să câștige teren Rafaelu, dar nu suficient.
Stai că nu eram atent la pin acolo. Bun, avem semnătura, o putem folosi dacă ne și ridicăm. Ne pune la chain wrestling ăsta, care este primul. Hai bă, tot ăsta găsește punctul primul. Hai, a treia oară poate. Na, n-am reușit. M-a făcut la chain wrestling. Opa, puteam să-i dau. Mamă, ăsta parcă e vechiul Dirty Deeds al lui Dean Ambrose. Hot tag, hot tag. Așa. Hai să vedem dacă poate să-l bată Livione pe ăsta. Auci. Too fast. Și na, 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 na. Buckle bomb. Seth Rollins nu mai făcea manevra asta. Ia, iar face tag-ul? Nu, nu face tag-ul. Cred că îmi dă cu un genunchi. Nu cu un genunchi. Ce mi-a dat, mă, un dos de o carată pe șapca acolo? Dar e mișto că nu-i cade șepcălia din cap. Bă, da, bine l-am creat. I hate Pink. Sunt mândru de creația mea. Și ieșim la 1. Ce crede asta că ne face așa ușor? Ok, pălim una, dar ne întoarce X-Lader-ul. Oi, putea eu să bat dita mai mala cu ăsta? De vreo 120 de chile. Sau cât dracu avea. Și neckbreaker. Hai să-i dăm cu semnătura. Pac. Și, a, deja am făcut finisher-ul. Pac, kill switch. Pinu. O fi destul, dar nu cred. 1, 2 și a ieșit ăsta. E, măcar i-am dat cu kill switch-ul să stai acolo jos. Stai acolo. Hai, double tag. Hai, Dani Penetule, să-i o dăm calme. Și alta l-a ficat acolo. Ia-ți, atent ce facem. Treci în coardă, dar cred că l-am aruncat de acolo. Pac! Hai, mă, vreau și o să-i dau un pumn lui și-și revine. Și mi-ntoarce, pardon. Da, nu reușesc să-i dau una lui ăla. Hai să-l băgăm în ring pe fraier atunci. Dăm una la bot. Și un picior în căpău. Ajung la el? Hai că l-am prins. Cred că pe curie am dat cu cotul. Asta a fost ca în ghici drept. Direct dita mai bucan cu un bot. Facem și un pin, un taunt așa. Mă bate engleza astăzi, după cum vedeți. Ah, m-am vrut să-i polesc una și mi-am întors. Ce face ăsta? Mă tărește la colțul sau acolo? Cred că da. Nu mă călca. Ăsta face tag-ul. Așa că face tag-ul. A, face un taunt. A, vrea să dea comeback cu fraierul. Stați că vedeți acum ce fac eu ăstuia. Și ați văzut ce am întors? Pac! Băgamești picioarele. Stai întâi, ieși să nu te văd. Stai mă jos. Hai, corner finisher. Să-l executăm cu sulița. O fi destul oare? Reluarea de la spirul ăla. Jos cu el. Și încă o dată reluarea. Nu știu de ce am de fac așa. Ăla e knockout. Cred că ăsta e finalul meciului. 1, 2, 3. Dani Penes și Hit Pink rămân campion la echipe în continuare. Hai să vedem reluările de la acest mirobolan meci. Aici am dat semnătura lui pe Rafael. Aici mi-a dat și el cu semnătura. Pac și m-a pus în cap. I-am întors aici. Finisher-ul cred că voia să-mi dea. I-a întors aici Hit Pink-ul. Și ia uitați aici. Kill switch-ul. And still Tag Team Champions P. Nate. Probabil cea mai epică echipă din istoria WWE-ului, după cum vedeți aici. Campionii noștri la echipe de vreo
câteva episoade încoace, le-am pus și cele mai mișto titluri. Hai că stă mișto centura pe Dani, pe I Hate Pink stă cam ciudat. Bun, next match, mi se pare că următorul match va fi tot așa unul de rivalitate. Nu știu dacă e match Hell in a Cell ăsta. Nu știu dacă e match Hell in a Cell, nu știu dacă am stat să fie match Hell in a Cell. Zice ceva? Nu e match Hell in a Cell. Bun, hai să-i dăm bă bătaie ca lumea lui Colo. Bătaie cea între coloși. Mi se pare că am jucat un match off-camera sau am vrut să-l filmez, însă a ieșit cam căcăcios episodul și nu l-am mai pus. Am jucat tot așa, Codrin vs. Colo și fix atunci am zis, bă, dar nu cred că l-a bătut careva vreodată pe Codrin în seria asta, poate doar odată Dorianu că l-a trecut prin masă și atât. Și fix după aia m-a prins ăsta acolo în submission și l-a făcut pe Codrin să cedeze. În fine, hai să-i dăm start. Și să se bată aici coloșii. Ai bă frate, am intrările pornite. La meciul trecut erau dezactivate, dar aici văd că nu mai sunt dezactivate. Bun, au intrat ăștia doi, să înceapă meciul. Mamă, bă, da, Codrinul chiar seamă, deci îmi place cum l-am creat pe Codrin, chiar seamă la față. Bine, la corp trebuia probabil mai gras, dar asta e altă parte și deja m-a prins ăsta și îmi dă un Uranag aici. Sau Rock Bottom, nu știu ce dracu a fost ăsta. Ok. Ați văzut acolo jos? Colo este accidentat la cap, după cum vedeți. Nu știu de ce are capul mov. Cred că la cât m-am mai bătut cu ăsta, l-am accidentat ca lumea. Cine știe. Oricum am setat să fie accidentările posibile în joc aici. Deci, da. Avem un avantaj că ăsta a fost grav lovit la cap. Nu știu dacă vedeți acolo în dreapta jos că e demeguit Colo. Hopa! Am zis că poate ieși eu de acolo, dar bă, că degeaba. Bun, îi întoarce aici Codrinu. Pac, jos cu el. Una în spate, da, degeaba. Și i-am întors. Ne suim pe colțul ringului. Hai că eu dăm ca lumea. Îl doare spatele? Bine că nu te doare capul, firie al recu. Și... Pac! Ăla stătea să uita la noi în loc să ne pălească. Ia vine un coace. Pac! 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 Un picior, un bot. Deși nu cred că era momentul de taunt. Hai, ridicăl. De pumni în cap, așa, îl atacă la cap, că văd că e damage-ul ca lumea acolo. Și, din nou, bleaa, tăie în gâtul aici. Hai, get the fuck up, ridică-te măi colici. Picior în bot, dar văd că degeaba. Îi întoarcem. Și un clothesline. Hai da, urcă-te pe coarda a doua. Degeaba. Treci în ring. Hopa! Puf! Trebuie să fac după aia și o serie gen în care să-i pun pe ăștia să se bată cu, nu știu, ori cu wrestler după care i-am creat, dar ar fi cam plictisitor pentru că ar fi aceleași manevre între ei. Poate tot așa niște wrestler de-ai jocului, însă practic am făcut asta în jocul trecut. Hai, poate în jocul ăsta o fi mai altfel, cine știe. Nasol ar fi că dacă i-aș pune pe ăștia să se bată după aia și cu wrestler de jocului, nu o să fie cine știe ce atât, că o să arate altfel inamicul, dar vor fi aceleași manevre. Că n-am stat să le customizez, că n-am habar ce, cam cum s-ar bate ăștia în realitate și de asta le-am dat direct copy-paste la manevrele altor wrestler cu care ar semăna așa la, nu știu, la atitudine, la față sau înălțime, ceva de genul. Deja am dat un de-asta, așa că... Nu, stai, cum dădeam old school-ul, că nu mai știu, vreau să-i dau și un old school. Ia, ridică-l. Ia, deci nu ăsta e old school-ul. Vreau să văd cum îi dau old school-ul, dacă știți manevra aia, când te sui pe cor și la taș și la mână. Ia, ăsta ce-i DDT-ul pe care l-a întors. Tot ăsta mă prinde. Așa, am ieșit. Și stai jos. Mai tăiem o dată așa gâtul. Hai, ridică-l. Cum făceam mă să-i dau? Deci nu ăsta. Deci cum făceam mă să-i dau old school? Că nu mai știu combinația de taste. Big boot așa, nu? Acum stau să-l mișc așa până îl pun eu pe corse acolo. Ia, ăsta ce îi? O, oh, mișto! Câtă forță pe Codrin ăsta! Pe cinstea mea! Ridicăm din nou. Ia, poate așa? O, oh, atacăm și la picioare, văd.
Deci e deja terminat colo, săracul. L-am bătut de la luat dracu. Stai, mă. Așa, dosul de palmă. L-am întors, văd. Păi, cât a croșeul mea, dacă ta pumnul. Ia ce face? A, am dat semnătura, cred sau... A, ba, nu, m-a aruncat pe corzi acolo. Atacă și ăsta la mână. S-a enervat acolo, se pare. Atacăm în spate, picăm bot. Mai facem un taunt. Deci, nu e asta. Eu acum iau toate tastele alea la rând. Deci am făcut două finisheruri. Dar old school-ul în Irlanda, bă, un match în care joci cu Codrin, care are manevrele lui Undertaker și nu, și nu folosești old school, e un match jucat degeaba. Stai jos. Mai facem un taunt pe cinstea mea. Mă, da, cum făceam, mă, să-i dau ăla? Așa? Așa era, mă! Hai, da, treci, mă, la old school. Direct sus pe coardă. Și... old school, baby! Bun. Hai să pregătim finisherul. Dacă tot e demagit ăsta la cap, îi dau ca lumea la punctul... la punctul G, la punct sensibil și... mi-a întors tombstone-ul! Mi-a întors tombstone-ul! Și mi-a dat aici spinebuster-ul. Îmi pune și un pin. Da, am ieșit. Mă, ce am crezut că mă bate? Ia, îmi pune... submission, dar cred că... îi dau cu resiliency, dă-l în pula mea. Așa, i-am dat cu resiliency. Ia, mi-a întors iarăși. Îl doare spatele, se pare. Bă, dacă mai dă o dată cu submission-ul ăla, cam belit-o, cred. Poate îmi dă doar cu Batista bombul, cine știe. Și mi-a dat Batista bombul. Hai să vedem, mă bate? Văd că m-a demergit ăsta nițel. Te trezești că mi-a acum bătaie. Nu, bă, nu cred. Nu cred. A trebuit ăsta să-mi întoarcă tombstone-ul atunci. Când am pregătit finisher-ul, atunci să mi-l întoarcă. I-am dat aici o frumusețe de chokeslam. Mi-a dat și el cu spinebuster. Ăsta a fost Batista Bomb, ce a dus victoria. Să fie asta, nici nu știu dacă ăsta e finalul rivalității. Deci văd că colo e mai al dracu ca Dorian. Băgam ești picioarele. Iar acum, meci pentru titlul WWE, un match Hell in a Cell. Main event în această seară. Traduc ce zice asta, să prezint mult mai bine. Și pretendentul pentru titlul, cine este exact? Eu! De ce? Pentru că este seria mea și îmi permis și eu să încerc. Oricum o să joc eu așa, poate îl pot bate pe Zappi, cine știe. Hai, intră aici Ovidelu cu părul prins în coadă. Eu deja pot să-mi prind părul în coadă, ce am scăpat de o grijă. Și cam așa arăt. Bine, nu știu, forma feței e cam ciudat. Forma capului în sine. Dar în rest seamănă cu mine la capitolul păr și astea. Tot așa mai am iau puful ăla de pe ceafă. Hai, cât de cât seamănă cu mine caracterul ăsta, dă-l dracu. M-am drăcuit singur, bravo, de legește. Și să intri și campionul WWE, căruia ați văzut intrarea de zeci de ori. Zopiul, bun. Un match Hell in a Cell, să vedem dacă om putea câștiga sau nu acest match. Ia uitați aici animația în titlul WWE. Cred că ăsta e cel mai mișto look pe care l-a avut titlul vreodată. Păcat că n-au habar să-l utilizeze. Challenger from Bucharest, Romania. Adică OV pe românește. The champion from Romania. Bă, dar e mult mai solid Zapiu ca mine. WWE champion. Sau Zapi. Uitați tatuajul ăla, bine, nu prea seamănă cu tatuajul pe care chiar îl are, dar mă rog. Mergi pentru titlul WWE, șansa vieții mele să devin campion WWE. Ce urât se uită arbitrul ăla.
Îmi arată, uite, vezi, pentru asta e bascoaie. Și prezentarea titlului. A? Ce frumos e titlul ăsta. Ce aș vrea să fie în mâinile mele? Coboară cușca. Vedem ce facem noi aici. Și let's beginning. Să înceapă meciul. Deja mi-a dat un reversal. Zapiu. Am început foarte prost. Și i-am întors. Hai, stai acolo. Stai în colț. Bun. Și running bulldog. Facem un taunt. Hai, bagă un taunt. Admiră-l așa pe ăsta cum se ține de față, că e demagit. Bă, da, mi-am luat o bătaie în ultimul hal cu Codrin. Sper că-l pot bate pe ăsta. Pe Zapi. Are overall-ul mult mai mare ca al lui. Uite ce nervos sunt. Aaa, cum urlu acolo. Un mic update pe care l-au făcut ăștia la, de la 2K la acest tip de match. Hell in a Cell. Poți să rupi peretele cuștii fără să folosești un OMG moment. Poți să rupi doar dacă gen îl ridici așa pe fraier. Și l-arunci așa. Dacă nu mi-a... Înțelegeți? Ceva de genul. Ideea era că trebuia să-l arunc eu fără să-mi întoarcă. Este mult mai strâns spațiul ăsta, după cum vedeți. Nu mai avem miliuri și văd că automat se mișcă ăsta, gen... Hai mă, uită-te mă la el. Tot ăsta mă prinde. Și am căzut aici. Bă, dar e mult mai strâmt locul ăsta, într-adevăr. Ca bărbat e normal să-ți placă locurile strâmte, dacă mă înțelegeți. Hai că am mers și eu să fac o păcăleală să trec pe acolo. Hai mă, vină un coace. Nu pot să fac taunt, văd că nu. Hai mă, vină un coace. Ok, nu înțeleg ce n-a vrut ăla să vină pe mine. Eu voiam să-l iau să-l arunc în... în cușcă acolo. Hai, urcă. Păi, cât asalt am făcut acolo. Cu burta mea de bere. Hai, ridică-l pe fraier. Am zis să ridici. Hopa, sus pui de urs. Și îmi întoarce aici Zapiu. Bă, dar cum suntem amândoi aici? Zici că e bătaie între dăștia din Ferentari. Nu știu dacă cam seamănă caracterele astea două la culoarea perii. Am făcut așa mai gypsy, ca să zic așa, ca să nu fie cuvânt ăsta să ofenseze lumea în comentarii. Hai bă, că i-am apăsat pe F. De ce ești bulangiu, jocule? Stai că pot să fac asta să mă ridic. Hai bă, vină cu a. Tot el mă prinde, bă, dă-l dracu. A, mai și ca să mă lovesc de cușcă. Trece acolo. Ia vină cu ace. Bă, gamiaș. Hai, rupe cușca! Nu se rupe. Vină mă cu ace. Trece aici. Puff. Bine, nu cred că are forță destul de caracterul ăsta ca să poată să rupă peretele cuștii. Încă nu l-a rupt. Ia-l mă. Udă-l. Udă-l. Cum era la doza IH cu aia ce se lua palme. Udă-l. Așa m-am rupt peretele cuștii. Hai să ne batem pe cușcă. Q, ca să ieșim. Hai mă, ieși mă. Tu zgura mătidă. Q, așa. Hai, ridică-l. Așa. Stai jos. Mi-a întors, mi-a întors. Ce mai pum mi-a dat ăsta? A, ne putem bate și în partea asta. Apropo, nu știu dacă ați văzut. Tot el mă prinde și îmi dă cu pumnul. Bă, dă-l dracu. Bă, de când dă ăsta super kick? Am învățat de la Shawn Michaels, probabil. Că ăsta are manevrele lui Triple H și de-aia. Bă, dar nici nu văd unde mi-apare aia să dau ori pe reversal. S-a întins lunganul ăsta pe jos aici. Tot el mă prinde. Bă, deci eu nu mă văd, efectiv. A, văd acum că m-am ridicat și mai ia la pumni. Pac, ia de aici. Ia, pot să plec de aici? Nu, cred că... Nu pot să mă duc în culise, gen. Hai că eu mă sui pe cușcă, nu știu de tine. Hai pe cușcă, hai pe cușcă dacă ești tare. Opa, hai da, sus, hai să ne batem pe cușcă. Vedem noi care e mai șmecher aici. Fă că suntem cam la egalitate și la damage și la momentum, mă rog. Hai, vină cu aceea, sus pe cușcă aici. Ne vede lumea aici la sala polivalentă. Un max unde ne-o bate. Pac, sar direct și dă cu pumni în gură. Aaaa. Ia să-i dau cu semnătura, poate rupă aici peretele, tavanul cuștii, pardon. Ce-a făcut mă, s-a buguit? Și, hai să vedem, rupem aici tavanul cuștii și, bă, dar la fix, cred că rup. Puff.
A rupt tavanul, cu știi. Hai da, reluarea. Mamă, dar cum i-a dat la fix? Pa, și a căzut prin podea. Prin tavan, de fapt. Înțelegeți voi. Eu voiam, bă, dă, la fix, s-a pus și la fix cu picioarele. Hai. Hai să le executăm. Charge finisher, să le executăm aici pe Zappi. Asta e pentru titlul WWE și pentru că nu mai e farme cu Dodinioară pe YouTube. Și nu! Mi-a întors. Come back. Come back, come back, come back. Hai că-i dau cu comeback-ul. Bine că mi-a întors el finisher-ul. Și running bulldog. Așa băgăm un taunt aici. Mamă, dar ce am dat acolo. Nu, tavanul cu știi cu el și bine că trebuia să-mi dea el reversal la finisher. Ia vină cu ace. Hai că dau tot ce am mai bun ca să-l pot bate pe fraierul ăsta de Zappi. Și hai cu semnătura. Sper că nu mă întoarce. Și close line. O fi destul oare? Hai să vedem. 1, 2, 3. Fără să-i dau finisherul. Fără să-i dau finisherul, l-am bătut pe fraier. Hai să vedem reluările. L-am luat aici. Și direct. Pac, dar îmi place. Deci la fix am călcat pe tavanul cuștii și l-am aruncat prin tavan pe acolo. Și aici vine frumos close line-ul, de nu se vede destul pe acolo. Mai măcar l-am văzut pe ăsta cum a căzut. Ia și aici a venit și pinul. 1, 2, 3. Suntem campioni WWE. Am câștigat titlul WWE. Mă simt super mândru de această realizare. Lasă-mi să... Ce ziceți, bă? Fac rivalitate cu Zappi? A? Să fac un heel turn? Să-l atac pe Zappi? Ce ziceți? Știți ceva? Ia hai să facem heel turn. Zappi, ia vină un coace. Rupem frumos asta. Dacă tot n-am dat cu finisher, stați că dau acum. Hai să vedem dacă mi se punctează asta ca și un fel de heel turn, practic. Că ăsta-i face și l-am atacat după meci. Dacă devenim heel, aia e, facem ca Dean Ambrose în realitate. Ia vină cu ace. Arbitru, nu, it's over, lasă-l în pace, l-ai bătut destul. Hai da, stai acolo. Băga-mi mie și picioarele. Și vină cu ace. Ce? Tu-ți gura, mă, ti de joc, nu m-a lăsat să-mi termin manevra. Ia, mă arată că stau așa. Bă, frate, când să-l pun să-i dau dirty dizu? Nu... Mi s-a terminat timpul necesar ca să-i dau acolo. Bă, voiam să dau dirty dizu ăla pe masă, nu se poate, trebuie să oprim animația. Era al dracu de joc. Aoleu. Da, cam atât și episodul ăsta. Jocul a mers perfect până la final, nu m-a lăsat să fac și eu heel turn, nu se pare. Măcar ne arată aici, suiți pe cușcă. Băga mea și picioarea în el de joc, ce joc bulangiu. Măcar am câștigat meciul. Cam atât și episodul acesta. Ne vom auzi data viitoare. Ciao, les.